De ce este nevoie de orientare către știință? Păi a apărut o nouă resursă, acum cuvântul informație nu are legătură cu informația știre sau informație în sensul obișnuit, ci are legătură cu înțelegerea profundă a realității, hai să zicem, așa proces academic spus, ontologice. Deci există un logos, există o structură care ne formează, pe noi suntem niște elemente energetice pachetate în structuri. Dacă ne înțelegem și înțelegem cuvântul ăsta informație, în sensul profund al cuvântului, începem să putem înțelege, nu numai utiliza natura. De aceea, într-un fel sau altul, această nouă resursă înseamnă, de fapt, și o altă viziune asupra producției locului de muncă, produsului, circulației bunurilor, valorilor, deci înseamnă o schimbare de social, care înseamnă cu niște consecințe de localizare a producției și să ne mirăm că apar și dispar structuri, firme, fabrici, se împrăștie, se dizolvă într-o structură de rețea, adică se modifică elemente care până acum erau pentru noi foarte coerente și foarte clare. Se dematerializează produse, se conservă funcția, dar apar din ce în ce mai multe elemente care au aceeași funcție, dar nu mai arată cum știm noi și de multe ori sunt mai mult informaționale. Există deci o mutație foarte mare în atmosfera respectivă, există o comunicare globală care schimbă iarăși foarte mult punctul de vedere pentru că accelerează procesele. În orice caz, două lucruri fundamentale. La Davos acum a fost, știți că a fost un mare, este o discuție importantă, se preconizează că datorită tehnologiei și a deschiderilor moderne, cam 5 milioane de locuri de muncă vor dispare din viața următoare. N-ai ce să faci, nu poți să ții niște oameni în continuare într-o producție când deja poți să faci același lucru într-o altă variantă care se face la nivel de nanotehnologie. În care nu mai faci cu mâna, nu mai este o problemă de muncă fizică, ci este o problemă de utilaje care sunt altceva. Și atunci cu oamenii ce face? Deci e o problemă delicată. De asemenea, problema de bani. Deci toată această problemă sugerează că noi, de fapt, avem o dublă problemă. Nu prea știm cum evoluează societatea, și deci, știind acest lucru, nu prea știm cum să gândim educația pentru societatea care că nu am stabilizat-o mintea noastră ca model. Educația trebuie să proiecteze echivalentul unei structuri de formare a unui om capabil să integreze corpul social corespunzător. Dar dacă noi ieșim mai altă corpul social, atunci încercăm puțin să vedem cum am putea face un element de forță, să ne imaginăm cum arată corpul ăsta social și după aceea din care să derivăm poate o educație nouă, știu eu, cu mici elemente de cum să spun, de originalitate pe care românul ar putea să le inducă pe piață generală. Și iarăși am un of de-al meu. Noi ne mândrim cu olimpicii. E minunat. Avem olimpici extraordinari. De multe ori școlile sunt ierarhizate după număr de olimpici. Chiar nu e corect din punctul meu de vedere. Mai ales că de multe ori un olimpic este scos de la alte materii, este dopat cu o singură problemă, este crescut în spiritul de competiție, el este singur, trebuie să fie singur cel mai bun, e învățat să dăruiască mai departe pentru că împotriva conceptului de concurență și creează niște valori, singularități, după care ne mirăm de ce nu dizolvă în social să ajute societatea respectivă. Au fost construiți ca olimpici. Dar nu prea se mai poartă olimpici. Pe plan internațional, suntem la, aici a fost anul trecut, o să vedeți, este vorba de a 27-a ediție a unui concurs european pentru tinerii cercetători. Se numesc tineri cercetători, când avem aici un cavaler care vine pe lângă noi aici, la care, ce vârstă e tocmai? 13 ani. El deja poate componentă din asemenea sesiuni internaționale, europene. Cum să vă spun, dacă vă uitați puțin pe internet cum arată ce teme sunt în stare să prezinte prin propria lor activitate, pentru că se poate. O să vă sugerez și o să pun pe internet mai multe link-uri ca să vedeți, de fapt, cum arată pregătirea pentru acea minoritate de copii care pot să ducă mai departe structura unei țări. În înțelegerea respectivă a punerii unei teme de cercetare, nu matematică la olimpică de matematică, astronomie la olimpică de atel la astronomie ca, să zicem așa, vârf. Nu, teme reale. Ceva, niște teme la care te uiți, nu-ți vine să crezi cu un copil de 12-13 ani, poate să ajungă să-și formeze singur o mică echipă, să formeze cercetarea efectivă, să aducă produsul și cu comunicarea respectivă și cu prezentarea. Și prezentarea este echivalentul, dacă vreți, unui premiu Nobel european. Se ține într-una din țări care devine gazdă, vine președintele acelei țări, se deschide sub președinția, este o onoare extrem de mare a țării care ține o asemenea problemă. Adică copiii sunt aduși la sentimentul că au valoare, că li se recunoaște valoarea. Da? Uitați-vă un pic aici. S-au aderat
Țări care nu au legătură cu comunitatea europeană. Singura țară care nu e reprezentată în România. Și pe mine mă doare și sunt la minister de 10 ani și le spun, hai să facem. Și de ce nu se poate? Pentru că trebuie să fie cel puțin 3 ani la rând un concurs național după regulile astea, ca primii 3 din concurs național să poată acceda mai departe. Și dacă nimeni să facă, că noi suntem în continuare olimpici. Și vrem să facem olimpici. Dar nu mai este poartă olimpice, că olimpicii nu sunt inter- și transdisciplinari. Olimpicii știu bucățica lor de rezolvare. Sunt mai buni performanți în a rezolva probleme, nu a pune întrebări naturii. Și atunci îmi fac o datorie să vă sugerez, hai să facem un post de lucru, măcar să vedem că există, să popularizăm, să ne cântuțeți, să ne aducem prietenii. Ca poate reușim numai să atragem atenția. Ia uitați-vă pe pagina asta, poate vă întărâtă un pic așa. Pe mine mă revoltă de fiecare când nu văd țara care a dat, știu eu, un coandă, care a dat un... ce zice? Aveți o listă întreagă de mari. Avem pe... Când te uiți, de exemplu, pe Tour Eiffel, este țapiată acolo Reștița pe fiecare bucățică. Primul pod de construcție sudată din Europa a fost făcut în România. Prima femeie inginer din România, doamna Leonida. Cum să spun? Sunt sute de asemenea unicități. De ce să nu ne afirmăm un pic? Și ne afirmăm că avem olimpici. Nu e suficient. Nu înseamnă că e rău, dar nu e suficient pentru secolul 21. Asta este încă o observație. Aici aveți și prea mică imaginea. Sunt teme. Să vedeți cum arată teme de biologie din Estonia. De neimaginat, de neimaginat. Acum, ca să încep să intru în poveste, uitați-vă un pic la evoluția în sine, pentru că dacă n-am o imagine cum evoluează societatea, eu nu pot să-mi imaginez, de fapt, ce vreau să educ și pe cine vreau să educ. Deci a fost o societate agrară, a apărut o schimbare majoră odată cu apariția motorului cu abur ca simbol. Motorul cu abur a stat externalizarea forței fizice și a creat societatea industrială, am putut amplifica foarte mult. S-a mutat și societatea la oraș, a semnat o altă structură socială, alte valori, altă atitudine. Acum s-a descoperit un nou proces, un nou produs important, calculatorul, care a dat naștere la societatea informațională. Calculatorul a însemnat deja un lucru fundamental, și anume artefact care a amplificat forța mentală, nu forța fizică. Am putut externaliza memoria și după aceea chiar să facem inteligența artificială și am început să înțelegem cu ajutorul unui partener calculatorul, nu ăla care îmi ține ocupat toată ziua, nu ăla cu care pot să gândesc, o trepungere într-o altă societate, numită societatea cunoașterii. Deci suntem acolo o tranziție. Între societatea informațională, ca să generaliza destul de mult, cu rețele multe și încă cu mentalități de societate industrială, și cu în fața noastră o provocare a societății cunoașterii, care înseamnă valorificarea creativă a științei de nivel înalt. Spuneam noi de multe ori, inclusiv fizică cuantică, pentru că avem la, noi la facultate, la Politehnică, cursuri de teleportare cuantică, studenților de anul întâi, la științe aplicate. Deci, cu alte cuvinte, există tranziții de fază, schimbări majore sociale, a fost întâi o abordare newtoniană, clasică, socială industrială, e o transformare destul de dură între mobilitate cu abordare organică și urmează, fără să vrem acum, ne stăm într-o abordare cuantică, suntem deja într-o problemă în care viziunea vis-a-vis de evoluția lumii este o problemă. Dar pe educația pentru problema respectivă, care însemna să știu cum forța e de ce puțin 10 ani înainte, cum bate piața muncii, care sunt valorile și să pregătesc un copil pentru atunci. Deci nu e ușor. Deci e greu de, e ușor de criticat, dar greu de imaginat cum arată, cum să spun, educația pentru secolul următor. Dar un lucru e clar. Societatea și economia clasică, mecanicistă, în care imaginea, modelul era să meargă totul ca un ceas elvețian, nu face față și se înlocuiește cu ceva organic, ceva care evoluează, ceva care învață, în care firma este formată din entități, nu din, știu eu, elemente mecanice, din proceduri, din oameni. Ei evoluează, învață și mai mult de atât, firma respectivă se hrănește dintr-un sol social, între care trebuie să existe o legătură. Această legătură între humusul social și firma care este scufundată în humusul social trebuie să se genereze. Fără asta, se întâmplă cum am văzut noi pe terenuri care punem rapiță, ne bucurăm de ea, scoatem petrol, pentru, mă rog, pe ulei sau benzină, pe o perioadă de scurtă de 4 ani și pe care nu mai face nimic acolo, pentru că am pustit solul social. La fel și aici. Facem o industrie ca acum, care nu facem decât vindem produse în afară, noi nu producem nimic, ca nu ne dezvoltăm. Și la momentul ăsta să-și ia frumos fabricile, firmele și ulei, se duc lateral și ne rămâne numai fără educație, dar fără niciun fel de valoare și dispărem ca din popor în populație, cum se și ni se atrage atenția. Și atunci am făcut o paralelă. Societatea industrială sunt zona care o cunoaștem,
Societatea cunoașterii acum se formează. Și noi trebuie să ajutăm, deci unde e problematica? Prin tot ce trebuie să facem, trebuie să ajutăm tranziția asta. Tranziția asta nu e ușoară. Ea se face de la sine. Ia educație parte componentă din tranziție. Deci să vedeți câte meserii trebuie să le inventăm ca să putem face transformarea asta. Deci, ce înseamnă societatea industrială? E principial nesustenabilă. Dacă tot folosim, de acum 1,4% din suprafața Pământului. Da? Deci, amprenta ecologică este 1,4%, adică consumăm un pământ și jumate aproape și consumăm. Și deci, cu alte cuvinte, regenerarea nu se poate face cu viteza cu care consumăm. Iar consumul crește exponențial. Deci, cu alte cuvinte, e nesustenabil. Știm asta. Baza de pe o paradigmă mecanicistă, sistemică, liniară, în care omul e resursă, pregătit pentru o funcție în cadrul unei structuri organizaționale centralizate, ierarhizate, partea unei economii bazate pe consum. Deci omul e un număr. Omul nu este văzut ca o entitate, ci văzut ca un număr. Ce ar trebui făcut? Păi este saltul către o structură care trebuie să fie principial sustenabilă, bazată pe o paradigmă organică evolutivă neliniară, care e cu totul altceva, asta trebuie înțeleasă și difuzată în social, pentru că degeaba vorbim neliniar, adică cum? Păi trebuie să înțelegem că în spate este la fel ca și tot mecanismul ăsta care îl avem acum băcat în bunul simț. Noi avem un bun simț mecanicist, newtonian, cauzal. Îl avem în noi, nu trebuie să facem facultate, suntem amprentați de societatea asta. Păi trebuie să ne amprentăm de o altă atitudine, cu totul altă atitudine. Asta cineva trebuie să o furnizeze. Ca serviciu, ca atmosferă, ca atitudine, ca ziare, ca jocuri, ca să creăm atmosfera respectivă. Diferența e că omul din resursă devine sursa creației, pregătit pentru lucru în echipă și în echipă de transdisciplinară, nu e nici măcar intră, ci transdisciplinară, în cadrul unei structuri organizate de tip rețea dinamică, care se agregă pe o funcție și poate să se dezagrege după o săptămână, o lună, pentru că stabilitatea în piață devine foarte mică, unui produs sau unui serviciu, că totul evoluează. Deci este o... Și devine parte din așa numită economie, definită de doi oameni importanți ai noștri, de la profesor Tașnadi și Popescu de la ASE, care definesc conceptul de economie, adică economia în slujba omului, nu omul în slujba economiei. Da? Deci, cu alte cuvinte, vă dați seama cât de mare este, aici avem individ, numbers, nu uitează pe nimeni, suntem un număr de muncitori pe tarla, pe când acolo e persoană. Diferența între individ și persoană este imensă. S-a băgat în cap că noi nu avem valoare, suntem numere, suntem într-o listă de... Dar acum trebuie să facem să punem omul în centru. Adică să punem toate din omul număr în omul în centru, e o schimbare care trebuie să ne gândim cum o facem. Până la educație trebuie să ne schimbăm în noi, ca atitudine, și după aceea să se difuzeze în social. Aici este accentul pe studiul și utilizarea lumii materiale. Deci industria n-a fost decât pe bunul material, era valoare. Pe când aici accent e pus pe studiu și înțelegerea rostului omului. E cu tot o altă perspectivă. Omul vrea să aibă rost, simte nevoia de rost, simte nevoia de valoare, simte nevoia să fie recunoscut ca valoare, nu să fie număr. Când era muncitorul acum 250 de ani, 100 de ani, era fericit să fie la loc de muncă, era liniștit acolo, acum s-a emancipat, adică nu poți să înghesui să stea acolo, să fie muncitorul extraordinar, punând cu steguleță în față, muncitor fruntaș. A fost o etapă când era muncitor fruntaș și era suficient, acum nu mai e. Societatea respectivă. Accentul este pus pe reproducerea cunoștințelor, pe transferul de proceduri, reguli de lucru, dezvoltare pe specialități foarte precise, asimilarea de metode de rezolvare. Nu te întrebări. Era problema cum să fac. Toată școala a pus și societatea a învățat cum să facă. Dar de ce te-ai făcut, dar nu s-a întrebat niciodată nimeni. De ce trebuie să fac chestia asta? Nu știu. Așa spune la școală, dacă așa m-am învățat. Deci, din clasa 1-a, problemele sunt scrise și noi trebuie să doar să le rezolvăm. Suntem învățați cum să rezolvăm, nu cum să gândim. Deci, societatea industrială ne-a făcut după chipul și asemănarea obiectului de muncă, adică produsul, care este nediferențiat, două șuruburi trebuie să fie la fel, să fie interschimbabile. Și atunci, așa omul a devenit interschimbabil. Nu mai contează, nu, omul e unic. Nu e interschimbabil. În societatea creativității, omul e unic. Și în jurul unei personalități poate face o industrie întreagă. Fiecare este personalitate și dacă o știu să o cultiv ca atare, fiecare are șansa să devină și atunci iară și o problemă. Ce diferență e aici? Pe accentul este pus pe producerea de conținut original. Pe creativitate, formarea de abilități de autodezvoltare, autoevaluare, lucru în echipă multidisciplinară, multiculturală,
gândire critică, experiență personală, abordare multidisciplinară. Fundamental gândirea, de ce să fac și ce să fac. Și după aceea cum că eu sunt creativ, o să îmi dau seama cum. Cum e o consecință a dezvoltării minții, nu este o consecință a învățării mecanice a unor reguli. Da? Păi vă dați seama că pentru asta trebuie să avem un balast de gândire deoparte, care e în fiecare din noi. Și pentru asta trebuie să inventăm niște instituții, niște acțiuni, niște elemente de teatru, de film, de ceva, care să ne arate că trebuie să ne schimbăm. Nu putem acuza un minister că n-am făcut. Că nici noi, dacă am fi locul ministrului, n-am ști ce să facem, pentru că dacă suntem cinstiți, cam asta este așa o mică radiografie, că am zis că mai vorbim în dialog, dar încerc să crezi cadrul, că altfel vorbim, fiecare își dă cu presupusul într-o variantă care nu are fazarea întregului imagini. Mai departe, ca abordare. Abordarea este predominant liniară, mecanicist în sens cauzal, fragmentată pe discipline structurată în jurul unei dihotomii majore, uman și real. Păi ne-am împărțit în uman și când vorbesc cumva mai precis la uman, mai formal cumva unui om la uman, spune, asta nu face că nu-mi place matematica, asta când frumusețea lumii este, o fi frumoasă lumea și eu am o bucurie extra de mare să mă uit la peisaje, să simt, să pictez, să fac, am avut șansa să cânt la avioară, să pictez. Dar este foarte frumoasă și o relație când înțelegi o formulă și când înțelegi sensul scrierea de formulă, este la fel de entuziasmant. Deci, cu alte cuvinte, uman și real, din păcate, s-a creat doar de ideea de accelerarea procesului de muncă. Nu s-a creat din punct de vedere al nevoii de dezvoltare umană, ci din punct de vedere al pieții și al producției. Nici nu cați altfel. Viziunea este sistemică, cantitativă și singurul feedback e eficiența. Deci, producția trebuie să fie eficientă, structura trebuie să fie eficientă, tot să fie eficientă. Deci, automat, cum poate să fie eficientă?